Bun găsit, doamnelor, domnilor! Octavian Stâncioiu sunt astăzi la tribuna Polisportivă. Invitat este domnul Alin Molcuț, care a mai fost în trecut, însă doar în varianta online a acestei emisiuni. Bine ai revenit, Aline! Bine v-am găsit! Avem mai multe subiecte și vreau să începem cu fotbalul feminin, pentru că în vara trecută, în premieră, în cadrul Universității Politehnica, s-au înființat și două echipe de fotbal pentru fete. Una pentru seniori, una pentru junioare. Începând de anul trecut, sub o variantă oficială, am reușit să scriem echipa în campionat. Însă noi, la dorință a studentelor și a fetelor care erau în cadrul universității și al clubului de fotbal masculin, am, alături de colegul meu, Sabo Alexandru, am reușit să facem câteva antrenamente, nu sub o formă organizare, mai mult ca și joacă, mai mult având în vedere că și eu, fiind profesor la Departamentul de Educație Fizică în cadrul Politehnicii, la disciplina fotbal, am avut solicitări să facă și unele studente să practice fotbalul. De la ideea asta și de la feedback-ul care l-am avut în trecut la CFR Timișoara și la Becicherec, am încercat să facem și o echipă de oficial, să zic așa, de fotbal feminin. Am primit acordul și tot sprijinul conducerii, atât din partea departamentului, cât și din partea conducerii universității și al clubului de fotbal, și am înscris echipa de senioare. Automat, cerință obligatorie la o echipă de senioare, trebuia să avem și o echipă de junioare under 15. Având baza de studente și câteva relații de colaborare cu fetele care au mai cu care am mai lucrat la CFR și la Becicherec, cum ziceam, plus colaborare bună care am avut cu Juventus Timișoara, am primit câteva fete împrumut, alături de studente am reușit să facem o echipă, un pic mai greu la junioare că nemai lucrând în învățământul primar, ne-a fost mai greu până le-am adunat, dar cu sprijinul colegilor de educație fizică și a cunoștințelor am reușit să facem și o echipă de junioare. Și rezultatele sperăm să se vadă dacă o să se mai continue sau dacă nu, campionatul în vară. Da, păi legat de acest sezon vom vedea ce se va întâmpla când se va liniști toată această poveste cu acest coronavirus. Să spunem însă că la senioare echipa este pe locul întâi în Liga a treia. Nu cred că ați pierdut niciun meci, nu? Nu am pierdut niciun meci. Într-adevăr au fost meciuri mai puține, dar fetele s-au pregătit exemplar. Și ne-am și mobilizat, am vrut chiar să facem o figură frumoasă chiar din primul an, chiar de la debut. Și vă pregătiți în ritmul în care a mers echipa în sezonul de toamnă, vă pregătiți clar de promovarea în Liga a doua. Asta este unul din obiective, având în vedere că la anul o să sărbătorim 100 de ani de la înființarea clubului, poate reușim să ajungem în top acolo unde ne-am dorit. În Liga 1, de fapt. Asta ar fi o dorință personală, vedem dacă reușim și pe plan profesional, dacă nu, oricum pentru noi este destul de mult. Avem în cadrul clubului undeva la 40 de fete, din care mai mult de jumătate sunt studente. Avem și grupa de junioare, care chiar le felicit pe fete pentru că au reușit să facă un grup unit, senioare să aibă grijă de junioare, cele mai experimentate să aibă răbdare cu, să zic așa, cele mai novice în arta fotbalului. Și sperăm să fie, eu știu, acum ați văzut că sportul timișorean lipsește echipă de sport feminin, așa, și poate reușim noi prin fotbal să ridicăm ștacheta așa și în celelalte domenii. Este un subiect pe care l-am abordat și în urmă cu două săptămâni, când a fost profesorul Dan Ionescu, directorul Departamentului de Educație Fizică și Sport din cadrul Universității Politehnica, departament din care faci parte. Și am dezbătut această problemă. Timișoara nu are o echipă nici de handbal feminin, nici de volei feminin. Mă refer sigur la nivelul primului eșalon, la
sporturile respective. Acum nu știu dacă știți, o parte din fetele care au venit la fotbal și sunt cu experiență, avem două, trei care au venit de la handbal sau au practicat și handbalul, una dintre ele practică și în paralel. Avem o fată care vine de la basket și chiar se descurcă, au ABC-ul, au coordonare, au școala alergării foarte bună, au capacitate de efort și ne ajută mult, se integrează mult mai rapid și reușesc să pună în practică și ce le cere și colegul meu, domnul profesor Alexandru, și eu sunt mai mult pe partea de organizare, el mai mult pe partea de Alex antrenament. Alex Sabo este antrenorul efectiv al echipei, iar... Da. Tu te ocupi mai mult de... Ești un fel de team manager. Partea de organizare, mai avem și doi, sportiv, mai avem și doi, trei băieți, nu vreau să le dau acum numele, care sunt și ne ajută pe lângă echipă, ne ajută cu organizare, cu sponsorizări, cu tot felul de activități, pentru că este nevoie. Da. Se profilează așadar o rivalitate în viitor între Politehnica și echipa din Becșchereni cu Mii, care este una dintre cele mai bune din țară la fotbal feminin, nu? Nu pot să zic că va fi o rivalitate. Eu am o colaborare foarte bună cu cei de acolo, chiar ne-au sprijinit. La echipa de junioare avem două, trei fete care le-am primit împrumut să ne sprijine echipa de junioare, care joacă și la junioare și la senioare, având în vedere că noi suntem doar la Liga 3 și e primul pas. Eu zic că concurența duce la progres. Deci nu cred că... Mă bucur că și pe această cale îi salut și pe cei de la Becșchereni și pe cei de la Juventus și chiar și Galaxy, cu care am încercat să facem o colaborare încă din vară, dar ei au fete mai mici, under 13. Unul din obiectivele noastre ca pe viitor să reușim să mai facem și o grupă de junioare ca să poată să vină din urmă. Deci nu cred că va fi o rivalitate, dar... Poate reușim să facem sub o piramidă a fotbalului, să reușim, eu știu, câteva jucătoare să tot așa să ne ajute sau să ne ajutăm reciproc, două, trei mai bunicele să le dăm spre prima ligă, iar anul viitor să ne ajute să promovăm, să fim atunci să ne luptăm cu ei de la egal la egal. Da, echipa de junioare Under 15, să spunem și acest lucru, este pe ultimul loc în seria din care face parte. Drept dovadă că nu este deloc ușor la început și de aceea cu atât mai mult este îmbucurător faptul că la senioare sunteți pe locul 1 fără înfrângere la capătul sezonului de toamnă. Este destul de greu cu capacitate de efort, că se joacă pe teren mare, iar fetele care, chiar dacă au făcut sport sau... Avem și două fete care practică atletismul, aleargă foarte bine, dar nu știu să acopere zonele, trebuie să ne ocupăm de partea tehnico-tactică și trecerea asta pe teren mare e destul de greoaie, dar le felicit că au ambiții, au determinare, chiar avem, acum n-am adus un album foto sau, eu știu, o parte digitală care să demonstrăm că au făcut antrenament și la 0 grade și pe ploaie, deci chiar s-au adunat 15 fete la antrenament, ceea ce e destul de, să zic așa, destul de bine pentru partea asta de început. Iată că anul trecut, pe lângă secția de fotbal feminin, la CSU Politehnica, clubul polisportiv din cadrul Universității Politehnica, s-a reînființat secția de pentatlon modern. Iată că încet, încet, domnul profesor Dan Ionescu ne spunea de visul de a vedea și o echipă de basket feminin în cadrul Politehnicii și așa mai departe. Eu îi mulțumesc domnului director că ne acordă tot sprijinul. Mulțumesc și chiar mă bucur că, vedeți, tradiția merge mai departe. Domnul Viorel Șerban, fostul rector, și actualul rector, domnul Florin Drăgan, sunt oameni ai sportului și sprijină sportul și pe această cale cred că o să avem continuitate și pe partea asta, eu știu, al clubului sportiv, al CSU, să zic așa, și al ASUD, dacă îmi permite să spun așa, că Asociația Sportivă Universitară și la fotbalul feminin și de ce nu poate reușim și la echipa de Liga 2. Această pauză, să zic așa, poate să fie și așa un moment de liniște, de reconstrucție al
tuturor factorilor care duc la performanță. Da, echipa de Liga a doua din care ai făcut parte, ai fost foarte, foarte implicat în sezonul trecut, ai fost atunci... Delegatul echipei, da. Ai fost permanent lângă jucători, ai fost în deplasări, apoi te-ai axat în acest sezon pe fotbalul feminin, pe fotbalul studențesc. Sunt și acum și lângă echipa și în continuare te ocupi de relația echipei cu Universitatea Politehnică. Da, relația dintre club și universitate, dar pot să spun că nu sunt chiar așa, atât de aproape de jucători, dar alături de studenții mei care sunt la fotbal, sunt înscriși la fotbal, la fiecare meci 20-30 de studenți vin, dintre care 3-4-5 din dorință proprie participă și la partea de organizare. Chiar mă bucur și îi salut pe această cale, îi salut, știu că sunt acasă, avem un grup de internet în care mai mă provoacă, mai sunt provocați, pun tot felul de activități de acasă, activități sportive, pun de la meciuri. Acum, fiind o perioadă mai liniștită, home org, cum se zice, sau home office, lucrează de acasă. Da. Tocmai înainte de a veni această epidemie, această criză, am văzut un afiș la Căminul 2MV, unde este sediul activității voastre, a cadrelor didactice de la sport, un afiș care chema studenții politehnicii care doresc să facă parte din echipa de fotbal, echipa universitară de fotbal, echipă care în această primăvară, în luna mai, este preconizat la Oradea, pe la mijlocul lunii mai, să vedem însă cum evoluează lucrurile și care va fi de fapt perioada în care ar trebui să se organizeze campionatul național universitar al României la fotbal, un campionat în care anul trecut ai fost extraordinar de implicat, alături de voluntari pe care i-ai adus. Colegii din departament. De colegii, absolut, colegii din Departamentul de Educație Fizică și Sport, campionat care s-a ținut aici la noi, la Timișoara, cu finala pe stadionul Știința. Acum 2 ani la fel s-a întâmplat. Anul acesta... Și dumneavoastră, fără să vă flatez, și dumneavoastră aveți un merit deosebit că v-ați ocupat de organizare. Și... Păi n-am cum altfel că sunt director de organizare. Da. Sperăm anul acesta Oradea și-a manifestat foarte mult intenția, dorința și cu acordul rectorilor noștri, domnul Șerban și domnul Drăgan. Le-am oferit fără probleme organizarea. Sperăm că campionatul este organizat în 15-17 mai. Având în vedere dacă, cum zic cei de la federație, având în vedere că și noi avem în cadrul echipei jucători legitimați, la universitare, după cum bine știți, poate să participe și jucători legitimați la cluburi. Sigur că știu că eu am făcut regulamentul. Putem, dacă totul este ok la nivel de problemele actuale care sunt, 16 aprilie să înceapă pregătirea, acomodarea cu efort, eu știu, 15 mai să înceapă și campionat, automat ar putea să înceapă, sau eventual o săptămână, având în vedere că reprizele sunt mai scurte, având în vedere că lotul poate să fie mai numeros, sunt schimbări mai multe, se poate... Da. Important e competiția, acum nu știu... Vom vedea ce se va întâmpla, dar vreau să te întreb... Față de lotul de anul trecut la acest campionat universitar, anul trecut ați făcut o figură foarte frumoasă. Am locul 4, a jucat finala mică cu Jiu Petroșani, Universitatea Petroșani, cu o parte din jucătorii de la Jiu care activau la Liga 4. Un meci destul de bun, am echilibrat situația, însă partea fizică, având în vedere că n-am avut toți jucătorii legitimați, am avut și la echipa universitară care se află în campionatul municipal și câțiva jucători care nu erau legitimați deloc, doar făceau antrenamente cu noi. Niște studenți, pe final n-am mai reușit să ținem... Da, e clar că Universitatea Politehnică Timișoara
E foarte greu să emită pretenții la câștigarea titlului național din moment ce se bate cu universități care au facultăți de educație fizică și sport, unde merg sportivii. Dar ne menținem fotbaliștii, acolo prin ambiție. Fotbaliștii nu vin să se facă ingineri, sunt facultăți sincer, mai grele. Și având în vedere și cursurile, noi avem o oportunitate, având în vedere baza sportivă, bazele sportive care le avem și putem să facem antrenamente seara după terminarea cursurilor, ne facem de la ora 20, chiar 20-30, facem antrenamente cu studenții și asta e un lucru bun care putem să-i mai ținem aproape. Vă dați seama, dacă n-am fi avut nici condițiile astea, era greu să-i aducem după, unii mai și lucrează, care sunt în ani terminali, cursuri, e destul de greu. La sfârșit de săptămână, dacă sunt legitimați, merg la competiții, deci e puțin mai greu, dar având bazele astea, putem să-i mai... Baza sportivă foarte bună, excepțional de bună, putem să... Nu știu dacă vreo universitate din țară mai are o asemenea bază sportivă ca și Politehnica Timișoara. Și dacă îmi permiteți așa ca o paranteză, avem și bazin de not și sală de în care putem să facem sporturi. Da, în care de la baza 2. De la baza 2, iar colegii noștri ne mai ajută cu pregătirea fizică, avem colegi care sunt specializați pe not și mai trimitem pentru partea de refacere, avem, să fac o paralelă la fotbalul feminin, aerobic, pilates, una din colegele noastre, Mihaela Varga, mai ne dă anumite informații sau chiar lucrează cu ele, cu studentele care sunt implicate și la fotbal. Deci vă completați foarte bine la acest departament. Sunteți o echipă care acoperă foarte profesioniști în foarte multe discipline sportive. Cum tu, Aline, vii din fotbal, ai fost fotbalist de Liga a doua, un fotbalist bun pe care l-a avut Timișoara acum vreo 10-15 ani. Combativ, așa, mai ambițios, să zic așa. Un vârf de atac. Când nivelul era un pic mai ridicat la Liga a doua decât ce este acum. Și acum este mai mult tacticizat, acum vedeți, toată lumea urmărește orice, sunt și mai multe etape, sunt și mai mulți factori, acum vedeți globalizarea asta. Da, față de anul trecut la universitare, crezi că ai o echipă mai bună? Din punct de vedere al ambiției și al moralului, cu siguranță, pentru că am încercat să facem din toamnă să un punct zero. Am încercat să facem o selecție la studenții din anul întâi. Avem încă 3-4 din zona Aradului care joacă în Liga 4 a Arad. Am încercat să reactivăm câțiva jucători, iar mă bucur că o parte din jucătorii mai exponențiali au optat să meargă și la master. Și având în vedere limita de vârstă... Poți folosi în continuare în campionatul acesta. Îi putem folosi. Pare rău că anul ăsta am primit și două invitații la interuniversitar, chiar la, în Italia, la Milano. În 30 aprilie am primit o invitație și am vrut să mergem pe trei sporturi. Am vrut să mergem fotbal... fotbal masculin, mini fotbal masculin, băieți, fete, padel, și am zis că dacă reușeam și la basket 3 contra 3 sau... Da. Dar, având în vedere situația existentă, probabil că o să se amâne. Vedem ce o să reușim, dacă mai... se organizează anul ăsta sau dacă nu, probabil 2021 o să fie un an plin, competițional pe toate... Da, să dea Dumnezeu să trecem cu toții peste această perioadă neagră din istoria omenirii și să ne revenim la activitățile noastre obișnuite. Echipa din municipiu, Aline, o echipă formată de asemenea din studenți, practic este în mare parte aceeași cu echipa de la campionatul universitar, nu? Este echipa sub numele de ASU Politehnica 2, este echipa secundă a clubului de Liga a doua. O parte din jucători, pentru că cei legitimați la alte cluburi nu, care participă la universitate. Da, absolut. Iar, cum am spus, din toamnă am încercat un moment zero să reconstruim echipa, pentru că o parte din jucători nu mai sunt studenți la noi.
Am încercat să legitimăm. Momentan avem 15 jucători legitimați, iar lotul se completează cu jucătorii de juniorii A, antrenați de Iulian Prodana, da? Ne mai trimite și de la junior de 2003, în funcție de ce avem nevoie, au și posibilitatea să avem posibilitatea să primim și jucători de la echipa mare, dar momentan nu este cazul, având în vedere că este un moment, a fost un moment zero. Am zis să sacrificăm rezultatele, că știți că tot timp, în fiecare an, Politehnica era în primele locuri. Acum ne aflăm undeva la jumătatea clasamentului, având în vedere că anii trecuți au fost două serii de municipii, anul ăsta a fost o singură serie și au venit și câteva echipe cu tradiție, să zic așa, în fotbalul mic, cu jucători experimentați sau cu foști fotbaliști care au experiență și ne-au mai păcălit așa pe final. Da, niște nume, te rog, de echipe, de tradiție, care sunt de jucători. Chișoda, de exemplu, a avut, eu știu, Alin Crișanov. Mai joacă Alin Crișanov? Joacă și joacă, chiar ne-a dat și gol. Din câte știu, are 41 de ani. Pe acolo, da. Da. Un talent foarte bun, dar din păcate... Stoica a fost, care a jucat pe la Craiova, a fost la ei... Dorel Stoica. Mai este Ghiroda și Gear Matavid, după denumire, care n-au, în componența lotului, nu au jucători de la echipa de Liga 3, dar au jucători experimentați, care au fost pe la ligile... să zic așa, prima ligă județeană, Liga 4. CFR Timișoara mai există în competiții? Că nici nu știu. Există, da. Tot în municipiu. Îi felicit, chiar dacă sunt pe ultimul loc și joacă cu junior și așa, îi felicit pentru că n-au aruncat prosopul, cum se zice, în ghilimele, n-au aruncat prosopul și participă în continuare, sunt un în competiție. Un club de mare tradiție, din păcate Timișoara, ca și de Poli, nu a avut grijă nici de CFR. Un club la care tu ai... A avut o carieră frumoasă la CFR Timișoara? 5 ani de zile am reușit să... Da. Am și ca jucător și ca antrenor acolo m-am format, să zic așa... Și da, un club care, din păcate, se stinge sub ochii noștri nepăsători, dar, mă rog, fiecare doarme cum își așterne. Alin Molcuț, suntem la finalul emisiunii. Te rog să adresezi un gând telespectatorilor noștri și îți mulțumim că în aceste zile în care, iată, aproape întreaga activitate socială, economică a României a fost paralizată, ai venit aici în emisiune. Am mai multe gânduri. Dacă îmi permiteți, primul gând ar fi pentru suporterul meu numărul 1, care odată cu schimbarea orei își va schimba și tatăl meu o să împlinească 60 de ani. Urez la mulți ani. Și noi urăm. Sper că mulți ani. Chiar în weekend, adică sper să ajung să merg să nu ne interzic noul regulament. Mai am un gând pentru studenții care sunt acasă să fie echilibrați și în ceea ce fac și în partea sportivă și în celelalte activități. Și în rest, multă sănătate și să ne vedem optimiști când trece toată perioada asta. E mai grea, dar, cum se zice, ce nu ne doboară, ne întărește. Mulțumim tare mult, Alin Molcuț. Stimați telespectatori, ne revedem miercuri la Istoria Fotbalului și apoi din nou luni la Tribuna Polisportivă. Emisiunile noastre merg înainte și să sperăm că vom depăși cât mai curând această perioadă cu totul nefastă. Să vă dea Dumnezeu sănătate!